Exod, capitolul 22 Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat și patru oi pentru oaia furată. Dacă hoțul este prins, spărgând, și e lovit și moare, cel ce l-a lovit să nu fie vinovat de omor față de el. Dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea, dacă nu are nimic, să fie vândut rob ca de păgubire pentru furtul lui. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi. Dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul lui și din via lui. Dacă izbucnește un foc și întâlnește mărăcini în cale și arde grâul și snopii, sau un picioare sau câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire de plină. Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoțul trebuie să întoarcă îndoit dacă va fi găsit. Dacă hoțul nu se găsește, stăpânul casei să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproape lui său. În orice pricină de înșelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut despre care se va zice uite-l, pricina amândorului amândorur părților să meargă până la Dumnezeu. Acela pe care îl va o osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproape lui său. Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau un dobitoc oarecare, să îi păstreze și dobitocul moare, își strică un modular sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva, să se facă un jurământ înaintea Domnului Dumnezeu, între cele două părți, și cel ce, a părăsit, cel ce a păstrat dobitocul va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul la său. Stăpânul dobitocului va primi jomântul acesta și celălalt nu va fi dator să îl înlocuiască. Dar dacă dobitocul a fost furat de la el, va fi dator față de stăpânul lui să îl înlocuiască. Dacă dobitocul a fost sfârșit de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să îl înlocuiască dobitocul sfârșit. Dacă un om împrumută altuia o vită și vita își strică un mădular sau moare din Lipsa stăpânului ei va trebui să o plătească. Dacă stăpânul e de față, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, prețul chiriei va fi de ajuns. Dacă un om înșeală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor. Pe vrăjitoare să nu-l lași să trăiască. Oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. Cine aduce jertfe altor Dumnezei decât Domnului singur, să fie nimicit cu desăvârșire. Să nu închinești pe străin și să nu-l asuprești, căci voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă i asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia, nevestelor voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. Dacă împrumuți bani vreunea din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu-i fi față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Dacă ei să loc haina aproape lui tău, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare. Este haina cu care își înveleste trupul. Cu, ca... cu ce are să se culce? Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi, căci eu sunt milostiv. Să nu hulești pe Dumnezeu și să nu blastăm pe mai marile poporului tău. Să nu pregeți să-mi aduci pârga secerișului tău și a culesului viei tale. Să-mi dai pe întâiul născut din fiii tăi. Să-mi dai și întâiul născut al vacii tale și al oiei tale. Să rămână șapte zile cu mama sa, iar în ziua opta să-mi-l aduci. Să-mi fiți niște oameni sfinți, să nu mâncați carne sfâșiată de fiare pe câmp, ci să o aruncați la căi. Capitolul 23 Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău, să, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți, ca să abazi dreptatea. Să nu părtinești pe sărac la judecată. Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să-i aduci acasă. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuți să ia povara de pe măgar. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului. Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Să nu asuprești pe străin, știți ce simte străinul, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Timp de șase ani să semeni pământul și să-i strângi rodul, dar în al șaptelea să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească, din rodul lui să mănânce săraci poporului tău, iar ce va mai rămânea să mănânce fiarele de pe câmp, tot așa să faci cu via și măslinii tăi. Timp de șase zile să-ți faci lucruri, dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. Să păziți tot ce v-am spus și să nu rostiți numele altor Dumnezei, numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră. De trei ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea mea, să ții sărbătoarea azimilor timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicilor, să mănânci azime cum ți-am poruncit, căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Să ți sărbătoarea secerișului, a celor din tâi roade din munca ta și ceea ce vei semăna pe câmp. Să ți sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. De trei ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu să nu aduci cu pâine dospită sângele jertfei mele și grăsimea praznicului meu să nu rămână peste noapte până dimineață. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului să nu fierbi un ied în laptele mamei lui. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Dacă, dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce îți voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce la amoriți, hetiți, fereziți, cananiți, heviți și ebuziți și îi voi nimici. Să nu te închini înaintea Dumnezeilor lor, să nu le slujești, să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capiștele. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi îndepărta boala din mijlocul tău. Nu va fi în țara ta nici femeie care să-și lepe de copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin. Voi trimite groaza mea înaintea ta. Voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge. Și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Voi trimite vieți pe bondărăști dinaintea ta și voi izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și hetiți. Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca țara să n-ajungă un pustiu și să nu se înmulțească împotriva ta fiare de pe câmp. Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intre în stăpânirea țării. Îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie până la Marea Filistenilor și de la pustiu până la râu, căci vă voi da în mâinile voastre pe locuitorii țării și îi veți izgoni dinaintea ta. Să nu faci legământ cu ei, nici cu Dumnezeii lor. Ei să nu locuiască în țara ta ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea, căci atunci ai slujit Dumnezeilor lor și aceasta ar fi o cursă pentru tine. Capitolul 24 Dumnezeu a zis lui Moise, suite la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abihu și șaptezeci din bătrânii lui, ai lui Israel și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu ei. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile și tot poporul a răspuns într-un glas. Vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dize de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel a trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arder de tot și să înjunghe tauri ca jerfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab, Abihu și cu 70 din bătrânii lui ai lui Israel. Ei au văzut pe Domnul Dumnezeul lui Israel, sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, în tocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Domnul a zis lui Moise, suite la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi slugea și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul a acoperit timp de șase zile. În ziua a șaptea, Domnul a chepat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți.